Am avut parte, în mare noroc în viață. În primul rând, am avut noroc, am, am, am avut oareși care talent de la Dumnezeu și de la părinții mei. Am muncit mult și nu știu, dar dacă n-aveam și norocul să găsesc niște interpreți care să-mi pună în valoare piesele. Vedeți că. Uh, uh, Mare Elenescu spunea la un moment dat că actul de creație se termină odată cu interpretarea, incluzând și interpretarea în acel tot unitar care până la urmă îl vede publicul, care este actul de creație interpretativă, iată, se îmbine cu creația compozitorului și orchestratorului. Dacă nu aveam norocul de ei, nu, poate că nu eram cunoscut ca și compozitor, poate nu erau și șlagele astea, dar cu toți, am, am toți mi-au fost colegi extraordinari, M-am înțeles foarte bine cu ei, uh, am cântat de plăcere, uh, din pasiune, uh, cu multe sacrificii. Mă gândesc până ce frigăraie stăteam, și pe acolo, când se făceau filmările și de Revelion, ore, ore, în zile, în șir. Uh, Fric, acolo, ne mai înveleam cu husele de la piandele, nu vă răspundeți, dar nu, nu simțeam absolut deloc. Și ne făcea o mare plăcere pentru că deja ne-am dat seama că publicul îi place ceea ce le oferim noi și atunci era un lucru extraordinar. Hai să mai facem, hai să mai facem, hai să